Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de FIFA 17 Foot Draft. Ei bine, astăzi n-am mai postat de mult pe canal, da, fac din nou un draft. N-am mai postat pentru că am avut și eu teze, sunt a 8-a, luni am teză la istorie. Și voi vedeți acest episod sâmbătă, cred, da, azi am dat teza la mate, din păcate. Nu prea am avut timp să postez, dar am vești bune, urmează ceva colaborări și niște episoade cu fotbal. Deci da, weekendul ăsta s-ar putea să aveți parte de o surpriză, dar da. Dați voi un like să strângem peste 2000 de like-uri dacă se poate. Hai să facem draftul. Ei, trebuie să menționez că microfonul meu nu a funcționat până prin minutul 40 al meciului și se auzea nașpa. Să alegem formația potrivit, 4-4-1 să fie. Bun, să alegem capitanul care vine. Alexis Sanchez e cel mai bun. Bun, cum? Paula Bill Pogba, cât de frumos. Jamie Vardy arată bine. Bun, rămâne să vedem. Bine, Aieu, ok. Cum, sperăm la ceva bun. Ok. Huddlestone, de prafie, mă rog. B, Mustafi, arată bine. Next. Celălalt cu B, cred că merge cu Jack Elka. Ok, facem un Premier League care nu arată chiar așa bine, din păcate. R, B, Klein. Bun, și portar ne trebuie ceva ca lumea. Ok, Asenica. Deci, portarul ăsta e de la Villarreal, că știu că a jucat Steaua seara cu Villarreal și da, era portarul ăsta. Mă rog. Victor Valdes, bun. Celălalt că bă, aș lua un portar de la Liga de data asta dacă e. Da, Ter Stegen. Hai, niște jucători buni, am nevoie de ceva care să facă diferența în lotul meu. De bun și slăbuț. Oh! Matthäus, mamă ce jucător e ăsta, wow! Treci direct aici, ia uitați-l ce jucător e legenda asta. Ar veni bine un Neymar, Costa, Thiago, Candreva. Bă, Diego Costa, avem nevoie de el în atac. Și aici, Navas arată bine pe dreapta, da, merge cu Navas. Pune pe Navas aici. Pe Diego Costa în atac, în locul lui Jamie Vardy. Asta e echipa. Bale, Matthäus, Bonucci. Da, asta e echipa. Hai să jucăm. Ok, să vedem ce echipă are acest copil sau om, adult, fată. Wow. Mă face să plâng echipa lui. Mamă, Navas. Navas s-o comite. Mos Pogba. Sanchez vine care cu capul, este 1-0. Da. Cine a fost asta? Cred că Matuidi. Da. Știți că pe Matuidi prima oară n-am vrut să-l iau și l-am luat și da, a dat gol. Perfect start. Așa se face treaba, bravo, 1-0. Da, uite, corner. Matthäus bate cornerul. Aproape de autogol, cum l-au fost? Da, am scumbat cornerele astea. E cu capul lui Pogba. Fuck. N-am avut până acum microfonul pornit. Asta e. No. Ok, nu-mi place ce văd. Bineînțeles. Deci fix când mi-am aprins microfonul, mi-am luat golul. Ca să mă auziți bine când pierd. Da. A dat-o sub bară. Ok. Se împute treaba, dar nu contează. Eu o să revin. Pac, e Navas liber. Navas, Costa. Costa, cum a scăpat? Cum? Mamă, ce a scăpat aici. Bulan a avut. Fuck. Ser la cap, sori. Matuidi, ce frumos o face. Costa, gol! Diego! Gol! Bă, ok, mă calmez. 2-1, băieți. Din nou Costa, cred că el a dat și primul gol. E un zeu spaniolul. Nu, a dat Matuidi primul gol. Hai, mă, hai. Nu, e și el. Fuck.
Ok. Hai că ne revenim. Pentru Keylor Navas. Și vine Costa, mamă, vere, dar frate, ești Costa, nu ești Golubovic, să dai așa. Ok, Paul Pogba. Pogba. Din nou, cine e aici, Matheus? Vine Klein. Un șut în blocaj, ok. Avem out. Navas, vine Sanchez. Nu cred. Hey, this is younger. It's so Mi-am dat seama că pur și simplu nu pot să închei video-ul acolo, la 3-2 ăla. Frate, cât ghinion să am să-mi iau golul la minutul 90, adică pur și simplu e enervant, având în vedere că am avut și ceva ocazii. Ok, am construit alt draft pe care îl consider mai bun, uitați-l, cu Ronaldo, cu Costa, cu Williams, bine, ăsta nu e așa bun. Dar oricum avem Ramos, avem Marcelo, Kroos, De Gea. Bun, vreau să câștig, nu pot să mai pun un video pe canal în care eu pierd la draft. Hai să jucăm. Ok, să vedem echipa lui. Ok. Ah, nu e mult mai bună echipa. Eu îmi dau șanse. Așa că da. Hai, am o mentalitate pozitivă. Sunt pregătit. Bă, dar ce-i lagul ăsta? Adică jucătorii mei nu se sincronizează. Băi, ce e lagul ăsta? Că turbez. Pac, Ronaldo. Bang, vine Costa, cu un șut. Ah, în blocaj. Haide, hai la joc, hai la joc. Pentru Costa. Costa ține de minge. Ronaldo driblează. Ronaldo, am încercat să-i dau lui Williams. Oh, că aici e Bellerin. Bravo, Ramos. Bun, Ronaldo pentru Marcelo. Marcelo, vine Chad Lee din spate, dar no chance. Din nou Marcelo. Marcelo din nou. Vine Costa, dar e Chad Lee. Mamă, mamă. Mamă, oprește jocul. I-am dat galben, ok. Un true ball pentru Costa, nu cred că a fost offside. Costa, gol! Costa, 1-0. Me gusta. Mamă, bravo Diego, ești eroul nostru din seara. Ești în thumbnail. Da, o să-l vedeți în thumbnail pe Diego Costa. Bravo, băi. Să oprească cineva. Opriți. Nu se poate, bă, dar nu. Ok. Chad Lee, vine Williams. Williams. Ah. Gol! Nu pot să cred, nu pot să. Mamă, Chad Lee, ce bombă. Gol, 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 gol. Mamă, mamă, ce gol meritam. Deci ăsta m-a luat cu un șut de ăsta, m-a luat cu Tinio și m-a enervat pur și simplu și bang, Giuleaua. Da, mamă, ce exprimare. Ai, ai, tati, 2-1, ia uitați, ce gol dă Chad Lee. Mi-am făcut-o și bine pe șut. Parc, băi, așa tragi mă la poartă, nu ca golul Bovici. Ca, ci Costa în primul meci. Da,
Da, băieți, am câștigat. Vreau să câștig, nu pot să mai pun un video pe canal în care eu pierd la draft în halul ăsta. În sfârșit, un episod în care nu pierd. Aia este, tată, da. Cam ăsta a fost episodul, pentru că am pus și acel episod în care am pierdut, din păcate. Dar am câștigat în meciul ăsta și în draftul următor, adică în episodul următor, voi câștiga. Sau poate nu voi câștiga, dar eu sper să o fac. Deci fiți atenți la următorul episod de draft. Da, băieți, dați și voi un like, pentru că am reușit să câștig într-un final. Pa!